Fierăria celor trei fete. A fost odată într-o țară îndepărtată un rege bătrân care nu avea moștenitori. Se hotărâ să caute un tânăr bun și drept printre rubetenile sale. Alese un tânăr care nu cunoscuse vreodată răutatea, dar era mână spartă, îi plăcea traiul ușor și fără griji și se ferea de muncă. Regele se hotărâ să-l aducă la curte și să-i îndrepte relele moravuri. Tânărul asculta, dar ducea aceeași viață nesăbuită ca înainte. Atunci regele făcu o ultimă încercare. Îl trimise în lume timp de un an cu o pungă de galben în buzunar, cu un roib frumos și cu merinde, spunându-i că experiența este dascălul vieții. Tânărul, după obicei, își cheltui toți bănuții, iar când nu mai rămăsese decât cu o monedă în buzunar, se îndreptă spre un fierar să-și potcovească roibul. Fierarul era destul de sărac, iar tânărul se miră văzându-l atât de fericit și împăcat cu sine, deși trudea din greu zilnic pentru câțiva bănuți. Cum se face că ești atât de voios? Îl întrebă tânărul. Vino în umila mea odaie și o să-ți arăt. Aici fierarul îi arătă un portret cu trei fete neasemuite de frumoase, iar tânărul întrebă îndată cine sunt, căci ar dori să le cunoască. Sunt cele trei fiice ale mele și le iubesc deopotrivă. Cea din tâi e munca, de care nu sunt lipsit niciodată. A doua este sănătatea, fără de care nu aș putea să muncesc. A treia este pacea lăuntrică și mulțumirea de sine. Aceasta a fost cu adevărat o lecție importantă pentru viitorul rege, o lecție pe care nu o uită niciodată. De atunci rămase pe lângă fierar până când anul de privegie luă sfârșit. Se întoarse la palat total schimbat și ceru regelui bani pentru a-l ajuta pe fierar. Îi construi o fierărie nouă, mare și frumoasă, pe care o denumi Fierăria celor trei fete. Iar despre el însuși putem spune că a devenit un rege bun, înțelept și drept cum nu s-a mai aflat altul.